Ei, boy! Ei, sexy! Salutare ratonilor și bine v-am găsit la un nou episod cu un joculeț. Nu știu dacă e chiar nou, dar am făcut live odată cu el și am văzut că v-a plăcut, așa că am zis hai să facem și un episod cu el. Se numește Mountain Blade Warband și o să vedeți despre ce este vorba. Haideți să-i dăm drumul. Este un joc medieval la principiu. Și bine ai venit aventurierilor la Mountain Blade Warband. Înainte să încep, trebuie să scrieți caracterul. Wow, ce minunat! Etc, știți voi care e treaba, trebuie să ne facem caracterul ca în orice joc. Trebuie să ne alegem bărbat sau femeie, logică, male, tati. Și acum putem să facem. Te-ai născut cu mulți ani în urmă și într-un tărâm îndepărtat și tatăl tău a fost un nobil, un merchant, adică un, nu știu, un vendor care vinde chestii. Veteran Warrior, hai să fim un Veteran Warrior, tati, pentru că ce alegem noi acum, statusurile o să influențeze, statusurile, tatăl nostru și atributele pe care o să le avem, o să vedeți că sunt ale tatălui nostru, cel puțin cred, și acum putem să alegem ce dorim să fim, un ucenic la un nobil, a craftsman, a shop assistant, a street archer, nu știu ce înseamnă archer. Ok, hai să fim un craftsman apprentice, că nu sună bine. Ok, odată ce ai crescut și după aia vrei să te faci, după ce am crescut, bănesc că acum suntem mult mai mari atunci, deși am crescut de la băiat la bărbat într-o secundă, because why the fuck not? Squire, Trabadur, nu știu cum se pronunță ăla, cred că l-am pronunțat bine. Deci aici o să ne numim Wimon, hai să ne gândim puțin. Țepeș, Ratonu. Mai punem încă două puncte în agilitate și mai creștem alea că one hand skill-ul. Boy. Mamă, ce fățău avem, prea blond pentru sufletul meu, sincer. Îl facem mâici și bătrâni, nu, hai că nici chiar, hai că mergi așa. Dar nu e nicio diferență între astea, sincer. Se vede așa o urmă din bătrânire acolo amărâtă. Totuși, cred că o să rămânem tinerei. The fuck is wrong with you, mate? Ăsta e prea... Nu știu că e bătut de vânt. Ăsta e prea nervos. Fuck it. Cred că rămânem cu ăsta. Cred că asta e cea mai ok. Părul negru. Ala-i. Hair color, dark as fuck, boy. Face ratio, face, ce căpău micuț ai să-mi bag piciorul. Cred că o să le lăsăm pe astea normale. Mamă, dar câte aveți de jucat? Uitați-vă puțin. Ei, boy, ei, sexy. Bă, și deodată se întâmplă. Bam, ne atacă băieții. Bineînțeles că acum nu avem decât un scut amărât pe care o să-l folosim. Mamă, ce cap i-am dat lui ăsta, bă. Uitați-l și pe țepeș. Stai mă, merchant, bă, ești ok? Shut the fuck up, maybe you can help me with something, let's talk more inside, bă, direct. Mă vede băiețașul când mă bat cu unul și gata, hai să te ajut, boss. Ok, ce vrei? Now, let me explain my proposition. Ia spune șefule ce ai de spus. Așa, nu mă interesează ce spui, începem de aici. I'm not sure what to make of that. It seems to me that the most logical explanation of is that these bandits have an ally inside the walls who help them enter unnoticed and helps. Ok, deci cineva ăsta vrea să iau niște bandiți, pe scurt. Ok. Spuneți dacă vreți să citesc toate poveștile astea, descrierile și ce mai e, că sunt foarte multe în joculețul ăsta. Ok, hai să mergem să-l adunăm pe ăsta. Avem și quest-uri. You have taken your first quest. You may view your game quest log by pressing Q at any time. Bun. Collect 5 men. Wow! Senzațional! Ia să vedem. Ăsta e Vlad Țepeș sau Ratonul Țepeș, Țepeș Ratonul. E sărac pielea, știți voi ce. Și primul nostru quest, hai să vă arăt puțin harta. Uitați-vă cât de mare e harta. Noi ne-am dus la Revadin acum, pardon, cred că am pronunțat greșit adineori. Bă, și uitați-vă cât de mare e harta. Deci, efectiv, toate astea sunt castele, sate, orașii. Capitalii, ce-o mai fi el, sunt multi tare de tot. Și noi suntem chichineața asta de aici. Uite, piștocul ăsta mic aici, care nici măcar nu se vede și avem doar un om. Hai să recrutăm câțiva oameni, putem să mergem prin sate și să vorbim cu localnicii. Hai,
Fiecare stat în mare parte e generat aleatoriu, mi se pare, nu mai știu exact. Sau are un design anume aparte, nu știu sincer, nu mai știu exact. Oricum, putem să mergem prin sate, uneori avem și quest-uri. De exemplu, am putea să vorbim cu ăsta de aici și să-l întrebăm, cum e viața pe aici? We are not doing too badly, sir. We must counter blessing. Deci o duceți bine. Așa. I tend cattle. Puteți să-i întrebați, de exemplu, cu ce se ocupă și tot felul de lucruri. Bineînțeles că informațiile astea au și ele un scop. Puteți, de exemplu, dacă mergeți la... mergem în capital și ascultăm mercianții, să vedem, bă, ce se vinde mai scump în alte părți. De exemplu, pot să mă duc aici la Revadin și să mă duc după la Dihrim ăsta, sau cum naiba se pronunță. Și pot să vând același lucru pe care l-am cumpărat, mult mai scump. Adică pot să mă duc de aici, de la Revadin, cumpăr ceva și mă duc după la altă capitală și vând mult mai scump. Dar oricum, asta e doar o sursă de a face bani în jocul ăsta nenorocit, să spunem așa, pentru că e foarte greu. Deci gândiți-vă că noi suntem un mic țepeș raton, avem 5 oameni cu tot cu mine. Ok, acum, forget it. Avem 5 oameni, collect 5 men, wants you to collect a little from nearby. After you collect this man, find and speak with him, he is in tavern and ready, ok. Deci, haideți să ne întoarcem la bulangiu ăsta să vedem ce face. Ratonilor, spuneți-mi dacă vă place joculețul ca să mai facem episoade cu el. Și nu uitați să apăsați și butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Aici avem un merchant, bineînțeles că sunt mai multe tipuri de merchante, de arme, de armuri, de cai. Putem să ne cumpărăm cai, bineînțeles. Cai cu armură, cai de viteză, sunt o grămadă de cai și bineînțeles că noi suntem săraci, pielea. Nu avem niciun ban. Mergem la Merchant of Revadin, așa, very well. Splendid work, you have hired enough men. Ai angajat destul oameni ca să te bați cu bandiții. Și ok, hai să mergem să ne batem cu ei. Bă, de ce nu vii cu noi, mă? Pentru că te plătesc să te duci tu. Destul de bulangiu. Very well, I shall hunt these bandits. Ok. Ok. Câți bani avem? Cred că nu avem nicio flagmă. Avem 110 denari. Ah. What the fuck is this? Bank of robbers. Bă, stai așa, băieti. Hai, vină cu asta trufâșul. Țepeș ratonul înaintare. Hai, dă-i bucata. Cum s-o dus ăștia, mă? Bă, Pateu. Ăștia sunt oamenii noștri. Ăsta-i nea bobiță căluțul. Și acum hai să căutăm unde sunt bandiții ăia. A, uite acolo, mă. Bineînțeles că nu cred că are sens trac o arbaleta pentru că e foarte slabă. Nici n-am puncte băgate în ea. De-aia am și zoom-ul ăla, range-ul atât din asol. A? E, pe aproape. Hai că merge. Bine, avem aici un mare... Wow. Stai că o să ne blocheze puțin apa asta, nu-i problemă. Da, nu-i bai. Ăla a murit din prima, i-a dat bucata. Ale. Hai mă, stai mă. Stilul rână. Țipă, țepe șratonul. Bineînțeles că putem să facem mai multe nivele în jocul ăsta. Și am, aici putem să ne spunem că am fost victorioși ca de obicei ratonașilor. Your casualties, none. Deci nu mori nimeni de la noi. Oh, spermi, du-te bă de aici. Da, mulțumesc frumos. Stai, am făcut deja quest-ul? Nu l-am făcut ăsta. Deci l-am scruțat pe bulangiul ăla, efectiv. Find the battle lair, Aiki and free the brother merchant. Near Aiki, unde e ăsta? Show on map. Ok, cred că ăsta e kidnapper's hideout. Ok, hai că avem destui oameni cât să-i batem pe ăștia, nu-i ca și cum ar fi asta o problemă. Attack the hideout. Cât sunteți acolo? Uite unul cu rugol. Ăla de acolo, dacă-l vedeți. Știți să mai fie. Bă, dar țepeși ratonul, mă. Hai mă, bagă viteză, mișcă-te. Bag a doua. Uite-l și pe ăla, ce căciulul și mișto are. Aulă. Ce asta, mă, piatră funerară? Și cu piatra asta așa random a apărut aici în seniu. E cam 3 zbăratonilor. Ok, s-a mai spawnat încă unul, n-am înțeles de ce, dar fuck it. Dacă îl batem, îl batem. Treci, mă, dă-ți strufușul. Ăsta cred că mare... Bă, dar stai, mă, bă, dar voi nu înțeleg. Voi răpiți oameni, dar n-aveți bani de haine.
înseamnă că ați făcut ceva greșit cu viața voastră dacă tot răpiți oameni și nu aveți bani de haine. Ok, trebuie să mai fie unul, dar o să-i las pe ăștia să bată. Ok, l-o bătut ăla și pe ăsta. Bă, dă cu chetri în el, mă! Chetri, dă cu pietri! Ok, nu știu ce să zic. Okay, cred că am câștigat ratonilor. A, nu mai este asta. A, ăsta e fraxul. De ce ai făcut dacă tot nu m-ai atacat? Thank you, thank you. For rescuing me from this, did my brother in Raven had put you așa. Of course, tati, tu ai fost fraxul, am înțeles. 12 armură, 25. Băi, o să-l iau doar ca să-l vânt. Pentru că suntem săraci, pielea, știți voi ce? Uite, o piatră, nu mă interesează piatra aia, sincer. Ok, și acum... Du-te la merceantul ăla nenorocit și ia-ți... Hai să-i batem pe ăștia, mă, looters. Surrender or die. Aha, aha, hai, hai, hai. 7 contra 12, bineînțeles că o să-i batem. De obicei, în jocul ăsta poți să-ți setezi dificultatea. Și, momentan, ăștia sunt cei mai slabi. Deci, looterii cu care ne batem noi în momentul de față sunt cei mai, unii dintre cei mai slabi, nu știu, bandiți. Cei mai nasoli totuși sunt regii. Poți să te bați cu regii legatilor. Și ăia, tate, au câte 300 de oameni călăreți înarmați până în dinți. Și armură de aia cu zali, bam, șmecherii. Ar fi... Nici măcar cu ăla nu cred că aș putea să mă bat acum. O să facem și bătălii de aia, bineînțeles, dar momentan trebuie să ne creștem armata de ratonaș. Bă, da, mor, mă! Ah! Am făcut level 2! Yeah, boy! Stai că am dat mari fail acolo. Nu-mi place să joc cu first person decât când trag cu arcul. Nu am nici acolo. Hai mă, nu mai dați în mine. Bă, bă, bă. Stop hitting me. Bă, acum pot să fug. Ia jos și tu. Mare Xabi în ceafă i-am dat. Ia că-i dăm cu calul roșu. Bă, țepeș. Dă-i la cap. Ala-i tati. Ia rufușul. Bineînțeles că putem să ne omorâm și proprii oameni, dar nu o să facem asta. Am înțeles. Ok. Looters, nu putem să capturăm prizonieri în momentul de față. O să luăm din nou astea ca să le vindem. Și hai să ne întoarcem la... Reivadin. Tot îmi vine să spun Revinar, nu știu de ce. Ok, let's sell this shit. Bam, 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 bam. Stai, nu peștele, nu peștele. Peștele îmi trebuie pești și îmi trebuie mâncare pentru oameni. Deci trebuie să ne hrănim oamenii și trebuie bineînțeles să și plătim. Altfel, pur și simplu, o să dezertezi. O să primim 175 de denari. Ceea ce nu-i rău, dar nu-i nici wow. Sper dacă putem să ne cumpărăm mai cât costă asta. Uitați-vă puțin cum ar arăta. Minunatul nostru caracter, dacă ar fi șmecher. Astea sunt armuri scumpe. Bine. O să facem banii ăștia, bineînțeles, 20.000. Nu se strâng ușor, dar nici chiar foarte greu. Doar că trebuie să știm unde să căutăm. Bă, dar n-am trăs. N-am bă, lasă-mi. Bă, stop. Dă-mă țoala înapoi. Ia, zice. Mi-am pus țoalele din greșeală acolo. Fac. Dă-mă armura înapoi, mă. You must pay. What the fuck? 22.000 o pereche de pantofi. Toate, bă, săracule. De ce you must pay? Ce-am cumpărat? Așa. Păi bun. You will receive. Dar ce-am dat? Nu înțeleg. În fine, fuck it. Hai să mergem înapoi în tavernă să vorbim cu merceantul ăsta. Așa, are you interested in making some more money? Posibil. De ce ai nevoie? Ți-aduce aminte când ți-am spus că bandiții au un inamic înăuntru zidurilor? Acum știu cine este. Este capitanul zidurilor. Wow! Bă, ăsta e Jon Snow din România. Să-mi bat piciorul. Some months ago, this captain seeing the amount of profit that we merchants were made. Deci omul gelos pe câți bani fac merchanții ăștia. A decis să împrumute câțiva bani. Am înțeles. Și eu împrumutat cu sabia.
Și ca consecință, capitanul nostru... Bă, Milenii, să citesc. Ok. De unde știu că spui adevărul? I found a dozen men who were willing to give their lives to give a passing stranger a false impression of life in old river. Well, I guess you can't really know if I'm worth... Ok, deci omul poate să minte sau nu. Poate să zică că, bă, vreau să-l omor pe ăsta pentru că vrea el să crească trade-ul, adică să vândă mai mult în oraș. Ceea ce, sincer, chiar nu mă interesează pentru că oricum o să cucerim tot dacă o să vă placă joculețul. Need time to think. Ok, hai să nu facem asta momentan. Quest-ul ăsta e bine să știm că e în Revinard. Să vedem câți bani avem. L-avem pe Bunduc. Bă, Bunduc! Hey, Bunduc! What do you say, sir? Aha. That's a rebel talk. Here's a doom and downfall of... Ok. Deci, ca să vă introduc puțin în temă, putem să avem mai mulți lideri a unei armate, dintre care eu, noi, o să fim principali, adică eu care joc. Țepeș Ratonul, cum ar veni. Și putem să mai avem alți membri, cum ar veni Bunduc. Și sunt mai multe facțiuni. Și bineînțeles că dacă vrei să muncești cu noi, bine. Good man, I will treat you with respect. Bă, stai că mi-a furat bani, mă, ăsta. Bun, dar acum l-avem pe Bunduc, tati. Dacă ne uităm acum, mare șmecherie, o să vedem că îl avem... Hello there! Ce mers ai tu așa mâncat, așa că mă sperii și pe mine. Ce vrei, mă? Bă. Nu merge să o bat. Bă, nu merge să o bat. Hello! Da, să vă mai spun o fază. Putem să ne tragem soții, putem să ne tragem prințesă, regină, etc., etc. Sunt foarte multe lucruri de făcut în joculețul ăsta. Deși e micuț și vechi, e foarte fain și interesant. Și acum lucrul pe care o să-l facem este să încheiem episodul ratonului. Eu am fost Wimon Țepeș sau Repeș, Țepeș, ratonul, oricum. Eu am fost Wimon, mulțumesc de vizionare, ca de fiecare dată nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut. Pe data viitoare nu uitați să lăsați în comentarii dacă vreți să vedeți mai multe episoade. Eu am fost Wimon, pe data viitoare.